Emisiunea academică a doamnelor și domnilor, bun găsit la această ediție a producției TV Plus Regional. În această emisiune, preț de mai bine de 40 de minute, vom vorbi despre programul Erasmus, implementat la Facultatea de Economie și Administrație a Afacerilor din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava. Invitații mei în această emisiune sunt doamna conferențiar universitar dr. Angela Albu. Domnia sa este... firește, reprezentanta Facultății de Economie, Administrație și Afaceri, coordonator Erasmus Plus în cadrul facultății și organizator al Săptămânii Internaționale la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Alături de domnia sa, în studio se află și alți doi studenți, unul la program de licență, celălalt la program de master. Voi începe cu studenta la programul de master, se numește Diana Timofei, este masterandă la management și administrarea afacerilor din cadrul acestei facultăți și alături de ea se află și Frederico Gavreliuc. El este la programul de licență la asistență managerială și administrativă. Bun găsit, mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de a veni aici la TV Plus Regional pentru a vorbi despre programul Erasmus Plus. Doamnă profesoară, domnilor studenți, domnișoară student, vreau în schimb să începem prin a demara discuția cu dumneavoastră, doamnă, ce înseamnă de fapt Erasmus Plus, ce aduce el bun, cât de mult apropie tinerii de Europa, ce înseamnă de fapt să aduci Erasmus Plus acasă și mai mult decât atât, să-l și duci în țări intra și extracomunitare. Bună ziua, mulțumim pentru invitație și înainte de a începe să răspund la întrebările pe care mi le-ați pus, vreau să vă spun că mi-aș fi dorit să fie acest program când eram eu student. Și eu la fel. Însă nu am avut această șansă. Poate de aceea m-am implicat atât de mult și chiar mi-am dorit să mă ocup de această parte de internaționalizarea facultății. Programul Erasmus Plus este un urmaș al altor programe care au fost în trecut, Socrates și au mai fost și Erasmus Simplu. Erasmus Plus are câteva elemente de valoare, de valoare adăugată față de programul anterior. În primul rând, a reușit să recalculeze sau și să aducă la un nivel normal bursele studenților, pentru că în trecut erau niște burse infime cu care ei nu puteau să-și suporte studiile și atunci cei care nu aveau un suport din partea părinților n-ar fi putut participa, chiar dacă erau merituoși. În al doilea rând, pune accent pe dezvoltarea limbilor străine, special pe limba engleză, care este limba oficială a programului. Astfel, studenții dau un test înainte și un test când se întorc, pentru a vedea progresul în limba engleză a acestor studenți. În al treilea rând, este mult mai flexibil din punct de vedere a recunoașterii disciplinelor. Nu se face recunoaștere disciplină cu disciplină, ci se face recunoașterea semestrului în ansamblul lui, cu condiția să vii cu 30 de credite înapoi. În acest fel, studenții au o deschidere să studieze și discipline care noi nu le oferim, dar care le pot completa pregătirea lor. Și în al treilea rând, cel puțin din punct de vedere a universității noastre, am limitat la un semestru și nu la un an pentru a da posibilitate cât ori mai mulți studenți să participe la acest program. Cred că sunt câteva elemente valoroase și atractive pentru acest program Erasmus Plus. Studenții care urmează să intre la Universitatea Ștefan cel Mare în Suceava în prima sesiune, cea de vară, și cea de a doua sesiune, cea de toamnă, pot fi atrași odată în plus în a fi student la USV, la toate specializările, pentru că Erasmus Plus este peste tot, la toate facultățile. Da. Doi, înseamnă că pot merge în străinătate să studieze pe bani mai mulți în limbă engleză, înțeleg, că asta special. Este limba oficială de comunicare. Da. Și dacă reușesc să adune minim 30 de credite, se pot și echivala acele examinări. Da, și aș mai vrea să spun că la facultatea noastră avem o politică de atragere a studenților către acest program și am aprobat, sigur, și s-a fost aprobat și mai sus,
un sistem de bonificare a notelor. Adică nota nu doar se transformă pe baza grilei de la minister, din sistemul de notare al țării respective în sistemul nostru de notare, ci studenții primesc 1 sau 2 puncte în plus în funcție de numărul de credite a disciplinei. Astfel încât avem frecvent studenți care au media 10 când se întorc din Erasmus. Am înțeles. Hai să-i auzim și pe cei doi tineri care au participat până acum, nu? În două programe Erasmus, 1-3 chiar, două, nu? 2-3, da. În, unde? În Portugalia, Georgia și în Turcia. Și în Turcia. Despre ce impresii poate fi vorba? Despre cât de multe experiențe pot fi ele aduse de acolo și aplicate aici la facultatea de la care ați plecat și la care studiați și mai ales de după facultate, că e foarte important. Vă văd acum tineri care acum în momentul ăsta se pregătesc pentru BAC, dacă nu cumva au început ceva mai devreme. Logica mea îmi spune că ar fi trebuit să fi început mai devreme pregătirea pentru examenul de bacalaureat ca să poată să devină studenți la facultatea de economie, administrație și afaceri de la USV. Începem mai întâi cu domnișoara Timofei, vă rog. Da, vorbind despre situația și adaosul pe care îl primești atunci când mergi într-o experiență Erasmus, este în primul rând dezvoltarea multiculturală. Erasmus, pe lângă partea academică despre care am să vorbesc mai târziu, este și despre multitudinea de culturi cu care te întâlnești acolo. Pentru că sunt studenți care vin nu doar dintr-o țară, sunt din toate țările participante și țările partenere ale programului. Astfel, ai posibilitatea, cum spun eu, să vizitezi mai multe țări, stând doar într-una, pentru că cunoști cultura tuturor prietenilor tăi. Din punct de vedere academic, reprezintă o dezvoltare foarte mare pentru noi, pentru că, în primul rând, limba engleză fiind o limbă internațională, îți oferă ulterior posibilitatea și un plus în momentul în care vrei să te angajezi. Îți dezvolți skill-urile de limbă, dar și cunoști un alt mediu academic. Înseamnă să înveți să devii mai adaptabil la unele situații, dar și să uneori pur și simplu să înveți obiecte pe care, sau cursuri pe care nu ai fi putut să le înveți aici. De la profesori care au avut altă experiență, alături de alți colegi cu total altă experiență, cu un alt background și nu doar. Cu cât mai mulți formatori, cu atât mai multă experiență, mă gândesc, pentru că, de fapt, facultatea asta ne învață. Ne învață să învățăm ulterior să aplicăm. Eu așa cred, nu, doamnă? Oferă bazele teoretice și pune, să zicem, sămânța practicii, ca apoi fiecare să crească. Exact. Și în baza unor experiențe de acest gen, Erasmus Plus în Portugalia și în Georgia, iată două țări intra și extracomunitare, cu experiențe sigur diferite, pot fi făcute lucruri bune și la noi în țară, pentru că, de fapt, nu este nădejde în generațiile care vin. Generațiile care vin și depinde cum le pregătim. Trebuie să-i pregătim nu numai cu cunoștințele de specialitate. Să recunoaștem că acestea se învață și dacă nu le aplici, se uită. Însă trebuie să învățăm metode, tehnici, sisteme, modele, ca apoi ei să le poată adapta într-un mod specific, într-o companie, într-un anumit mediu socioeconomic în care vor lucra. Și această experiență uneori îi pune în fața unor probleme grele, trebuie să-și gestioneze banii, timpul, cunoștințele, trebuie să aleagă, să vadă cu cine se întâlnesc. Poate nu toate persoanele sunt potrivite pentru mediul lor și învață să crească bine. Să optimizeze decizii pentru pașii următori. Da, da, sigur. Experiența dumneavoastră, domnule Gavreliu, cum a fost în Turcia? Așa cum ați menționat, eu am fost plecat în Turcia timp de 4 luni de zile. De când până când? Ca să și punem pe calendar plecarea până la sosire. Din septembrie, de la sfârșitul lunii septembrie. Anul trecut? 2022. Da. Până la sfârșitul lunii ianuarie 2023. Unde anume în Turcia? În Mersin. Este un oraș superb, la plajă, la mare. Uh-huh. La facultate, la carte, la școală, la bibliotecă, ce ați făcut, vă rog să ne spuneți? La facultate am,
avut ocazia să-mi aleg ce cursuri am dorit eu cu îndrumarea doamnei profesoare Angela Albu pentru a putea fi echivalate la întoarcere, să nu am niciun fel de problemă. A trebuit să merg la cursuri, evident, cum trebuie să meargă toată lumea, la cursuri, să învețe, iar la final, în timpul sesiunii, a trebuit să susțin examenele în limba engleză, pentru care am primit note care au fost echivalate de doamna profesoară. Concret, ce ai studiat acolo? Ce discipline ați avut? Am studiat business management, principiile marketingului, am studiat chiar și turism, am avut ocazia să-mi aleg o materie de la o altă facultate, de la facultatea de turism, și acest lucru cred eu că va arăta foarte bine în, la sfârșitul programului de licență. Am înțeles. De fapt, doamnă profesoară, dumneavoastră nu îi aruncați așa, dumneavoastră. Facultatea, universitatea nu aruncă studenții, ori masteranți, ori la licență, într-un necunoscut complet, ci relația, contactul profesional, sfaturile, deci toate aceste skills-uri rămân, indiferent că durează să steți în România sau nu. E un întreg eșafodaj în spate, exact. Și o muncă care nu se vede. Pentru că mai întâi noi luăm contactul cu universitățile partenere, discutăm, nu punem la întâmplare specializările pe agreement. Noi trebuie să gândim foarte bine să avem programe similare, curricule apropiate, similare nu este posibil, dar apropiate putem găsi. Și apoi facem aceste schimburi de studenți. După ce ei sunt selectați, urmează o etapă de întocmire a documentelor, în care cel mai important document se numește Learning Agreement. Acesta conține disciplinele alese la facultatea gazdă și față în față disciplinele de la facultatea noastră, pentru a vedea cât de aproape sau cât de departe sunt. Și abia după ce ambele universități semnează, studentul face următorii pași pentru a pleca efectiv, a primi bani, a avea cazare și celelalte aspecte administrative. Ați spus propoziția magică. Ei sunt selectați. Da. Acum, ați folosit de ateza pasivă, dar fundamental tot corpul profesoral implicat în acest Erasmus Plus, ca să spun așa, garantează, girează pentru studentul X sau Y că merită să meargă acolo sau dincolo, nu? Care este procedura, de fapt? Tot corpul profesoral are implicații în trei forme. În primul rând, forma indirectă, pentru că notele anterioare contează. Și atunci, profesorii care au predat și care l-au notat într-o anumită manieră, vor contribui la succesului, la media lui și la posibilitatea de a îndeplini unul dintre criterii. Pot recomanda. Pot recomanda și criteriul mediei este unul important. Practic, în selecția Erasmus, lucrăm cu trei criterii. Primul este criteriul rezultatelor profesionale anterioare. Noi trebuie să ne asigurăm că studenții care pleacă sunt capabili să facă față cerințelor. Nu ne putem permite să trimitem studenți care să aibă un comportament mai puțin plăcut în sensul de rezultate profesionale, muncă, implicare, pentru că aceasta poate atrage pierderea unor parteneri. Și noi dorim ca să fim văzuți ca o universitate cu studenți buni. Deci criteriul mediei este unul important. Urmează apoi criteriul limbii, cunoașterii limbii engleze, în care avem două categorii de studenți. Cei care au deja un certificat oficial, Cambridge sau altă, nu mai dau testul de limbă, pentru că, sigur, acest certificat are valoarea lui. Dacă nu, se face o testare la limba străină locală, la nivelul facultății, iar al treilea este interviul cu comisia de selecție. Pe aceste trei criterii facem apoi ierarhia finală a studenților. Să înțelegem așa, pentru studenții care, pentru viitorii studenți, că și lor ne adresăm. Sigur. Să înțelegem că e foarte important să vii la cursuri, să ai note mari la examene parțiale de semestru sau de an, la colocvii, și să faci lucrările de la seminarii
complete întru tocmai și să parcurgi toată bibliografia recomandată de profesori, nu de profesor. 2. Să cunoști limba engleză și dacă vii de pe la filologie, pe la liceu de filologie, s-ar putea să ai și DCLA-ul sau orice alt certificat care să-ți permită oficial, da. Da, să spui că, uite, chiar stăpânesc limba asta, nu limba asta mă stăpânește pe mine. Și interviul cu comisia, care este sine die, nu? Normal. Interviul urmărește, în primul rând, să vedem capacitatea studentului de a se descurca singur în diverse situații. Uh-huh. Pentru că e clar, media, engleza sunt două lucruri cantitative. Cum va reacționa fiecare într-un mediu străin, într-o țară străină, unii n-au fost plecați niciodată de acasă singuri, e o sarcină foarte grea pentru comisie să noteze acest lucru și să vadă dincolo de o aparență simplă. Uneori sunt studenți extraordinari, dar care n-ar putea să facă față și am mai avut situații neplăcute, s-au întors pentru că nu au rezistat într-un mediu un pic mai dur față decât cel de acasă. Am înțeles. Despre experiența din Georgia vreau să vă rog să ne povestiți. Da, am beneficiat de un Erasmus în Georgia. De când până când? Din septembrie până tot ianuarie. Tot septembrie-ianuarie, da? 2022-2023. Da, a fost cea de trei experiența mea Erasmus. Pentru că primele două au fost în... Prima a fost în Portugalia și a doua a fost în Ungaria. Fiind cea de trei experiențe Erasmus, deja m-am și adaptat mai ușor. A fost puțin mai diferit pentru că deja nu mai eram în Uniunea Europeană, eram mai puțin mai departe de casă, deci însemna să fiu puțin mai responsabilă în ce privește banii, să am grijă tot timpul să limitez timpul, pentru că am avut și zborurile cu mai multe zboruri. Deci a trebuit să fiu puțin mai responsabilă, dar până la urmă a fost totul bine. Din punct de vedere academic, colegii de acolo, profesorii de acolo au fost foarte deschiși și chiar m-am simțit într-un moment dat ca și acasă, pentru că fiind o țară parteneră, în primul rând nu au așa de mulți studenți Erasmus acolo. Deci înseamnă că atenția pentru fiecare student care vine este mai mare. Deci au avut foarte multă grijă să ajung cu bine, au avut grijă tot timpul să, dacă am vreo problemă, să mă adresez la ei, iar profesorii au fost foarte deschiși în ce privește preferințele mele academice. Chiar am avut și onoarea să am un profesor care era, eu am fost în Batumi. Batumi reprezintă un oraș, capitala unei autonomii din Georgia, care se numește Georgia. Unei regiuni mai mari, da. Foarte bine dezvoltată, cel puțin din punct de vedere turistic, înțeleg? Da. Și care este un fel de Europa în miniatură acolo. Am putea spune mulți așa. Turiști. Am putea spune în ciuda faptului că în Georgia regimul este de o cu totul și tot o altă factură. Nu ați resimțit treaba să asta, continuăm nu? Despre... Da. Nu, e foarte important că te simți un student român liber într-o Georgie care nu e ca în Portugalia. Da, te simți total liber, te absolut. Simți în siguranță. Nu am avut probleme din, sau să mă întreb în drum spre, oricum am făcut un studiu înainte de a merge acolo, dar nu am avut întrebări de genul acesta, de exprimare liberă, călătorie, da. Mișcare. Cum spuneam, am avut, consider eu, onoarea să am ca profesor ministrul agriculturii din zonă, pentru că Algeria este și una din zonele care exportă tangerines, care ar fi clementine. Și am putut observa pe loc cum se procedează și ne-a povestit despre importurile, exporturile, despre partenerii acestora, informații pe care poate nu aș fi avut șansa să o aflu stând doar acasă. Absolut corect. În spatele acestei onoare despre care dumneavoastră vorbiți, stau de fapt multele dialoguri între profesorii din Suceava și cu cei din statul georgian, din regiunea, departamentul ăla georgian, pentru că oamenii ăștia, înțeleg eu, că își pun nu doar obrazul social, nu doar obrazul academic, ci și obrazul uman, pentru ca niște tineri să meargă acolo și să vină să se întoarcă oameni, că de fapt și de drept studenții merg, cum să spun, învață mersul pe jos, doamnă.
și se întorc oameni mari. Așa că așa schimbați, gândesc. Da, pe mulți vă schimbați când se întorc. Chiar dacă unii au mai avut probleme, această schimbare totdeauna e în bine. Pentru că îi văd mai maturi, se bucură de experiențele care le-au avut, inclusiv de experiențele mai puțin plăcute, și cu foarte puține excepții spun că vor să mai meargă încă o dată. Ceea ce e foarte bine, mă gândesc. Da, da, pentru noi, în acest context, aș vrea să precizez că cel puțin anul acesta, la selecția pentru 2023-2024, suntem singura facultate din universitate care avem și listă de rezerve. Adică am ocupat toate locurile. Câte sunt ocupate? Am avut 23 de locuri, sunt ocupate în totalitate și mai avem încă 9 studenți pe lista de rezervă. 20... Deci am avut concurență. Și solicitare din partea doritorilor. Da, 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 am avut concurență. Pe lângă încă 5-6 dosare respinse din motive obiective. Deci am avut aproape 2 pe loc. La unde? Concurență. În ce țări, doamnă? În ultima vreme e un trend din foarte, l-am observat eu, pentru Polonia. Polonia are multe programe de studii similare, curricule apropiate, un nivel de trai apropiat cu cel din România și copiii, studenții se descurcă bine cu bursa. Apoi avem din nou Portugalia, partenerii de acolo sunt foarte deschiși, colaborarea durează de mulți ani, mai avem un partener nou la Braganța și studenții merg. Italia, în continuare, avem un partener nou în Suedia și avem deja studenți care vor merge în Suedia pe partea de informatică economică. Și de asemenea mai am văzut Grecia, că este, a intrat în top, să spunem, în ultima vreme, cu încă un parteneriat pe finanțe bănci pe care l-am încheiat anul trecut. Despre experiența în Turcia mai pot fi adăugate lucruri, nu? Normal. Cred că pentru fiecare experiență Erasmus, în orice țară se pot adăuga cât mai multe lucruri, de bine, desigur. Într-o țară non-UE, Turcia, am fost în Mersin, într-un oraș aproape de granița cu Siria. Au fost câteva locații care au fost interzise pentru turiști, din motive de securitate, evident, unde nu am avut voie să merg. Să mergeți, că probabil mai sunt studenți în Erasmus, nu? Nu doar a venit un sucevean în Turcia, nu? Eu cred mers... că era o echipă, un grup. Eu am mers împreună cu alți 5 studenți. De unde? De la Suceava, din USV. Tot suceveni. Dar tot nu suceveni. De la aceeași facultate. Da, nu de la aceeași facultate. Așa. Ați învățat acolo cel puțin un lucru super prețios pentru viitoarea dumneavoastră pregătire profesională. Am învățat cel mai prețios lucru ar fi, nu aș putea spune pe plan profesional, ci personal, că timpul este foarte important. Trebuie să îți aloci timp pentru tot ce vrei să îți faci, deoarece odată trecut el nu se va mai întoarce. Deși cred că timpul este important și pe plan profesional, deoarece dacă nu-ți aloci timp pentru un anumit lucru, nu vei mai putea să-l recuperezi. De ce spun că timpul a fost un lucru pe care am învățat să-l prețuiesc? Pentru că mi-am dorit să stau mai mult acolo, în Turcia. Am vrut să explorez mai mult și mi-a părut tare rău când m-am întors, pentru că nu am prelungit stagiul Erasmus. Eu cred că lecția aceasta a timpului pentru un filolog este una suficient de simplistă, la modul că să respecte timpul poate să stea pe marginea oricărui râu undeva prin Bucovina și să gândească că nu se mai întoarce la râu, la izvor. Pentru dumneavoastră, în schimb, pentru viitorii specialiști în economie, în afaceri, timpul este Biblie. Și clar că este non-iterativ, nu se repetă și trenul odată pierdut nu-l mai găsești în halta următoare. Exact. Probabil că asta este una dintre lecțiile pe care dumneavoastră, în experiențele turistice pe care le-ați avut, că înțeleg că ați făcut deplasări pe teren, ca timp este bine să-l prețuiești de fiecare dată acolo unde ești,
că s-ar putea să nu mai fie acolo. S-ar putea să mai mergeți vreodată până terminați masterul în Erasmus, dar nu chiar tot acolo. Și atunci, iată, o valoare în plus a timpului petrecut în Erasmus Plus poate să fie și asta. Doamna profesoară, până la urmă, studenții ăștia, tineri ăștia care se chinuie, care se luptă ei cu Marin Preda și cu ecuațiile de gradul 2 acum, de nu mai pot, că nu mai pot. Totuși, cât de motivați pot fi ei să vină să învețe la Suceava ce înseamnă să faci afaceri, cum să lucrezi, nu știu, în diverse servicii și mai mult decât atâta să înveți de la alții, de la polonezi, iată, de la georgieni, iată, oameni care sunt super experți în turism. Noi nu suntem super experți în turism. Mi-e teamă că nu suntem nici experți, da? Asta e o părere personală. Din păcate. Din păcate. Și am putea să... Am putea, da. Ducem mai departe nivelul. Am senzația că uneori nu reușim să fim pe aceeași lungime de undă cu acești cu ei. Da. Pentru că al naibii ei nu stau locului. Poate să suntem noi puțin în urmă, nu știu, suntem poate retrograzi. Suntem noi puțin în suntem. Urmă și poate dorim prea mult de la ei. Însă, cred că ar trebui să vadă puțin cum a evoluat această universitate. Dinamica ei spune multe și spune ce vrem să facem noi pentru acești studenți. Gândiți-vă doar la un singur aspect care nu e minor. Care universitate din România mai dă un laptop la fiecare student care vine în anul întâi? Care? Numai noi. Și am făcut-o de 3 ani și o facem în continuare. Pentru că știm că ei au nevoie să învețe. Nu toți își permit. Suntem universitatea cu cel mai mare număr de studenți din mediul rural din România. Le oferim oportunități unor tineri care nu ar avea alte oportunități să facă studii superioare și îi trimitem și în străinătate să aibă o astfel de experiență. Cred că e un argument care ar putea să-i convingă să rămână aici, să vină aici. Ar fi fost interesant și în Erasmus Plus dacă se putea cu China. Avem parteneri. Ia să vezi, ziceți-mi că sunt extrem de interesat. Avem parteneri, problema știți care este că... Extrem de expansivă. Ei, deocamdată n-a venit nimeni, avem parteneriatul semnat, dar de la ei n-a venit nimeni. Aș face o paranteză, pentru țările non-UE există un alt program care se numește Erasmus Plus Țări Partenere. Acolo aplicația se face în fiecare an pe țări cu argumente. Deși avem parteneriat semnat, nu am primit finanțare pentru China. Noi aducem în continuare argumente și ei aduc argumente. Am menționat țara și universitatea cu care avem parteneriat și anul acesta pe aplicație. La sfârșitul lunii iulie, început de august, vor veni rezultatele. Dacă vom fi finanțați, atunci măcar să vină și să vadă ce le oferim. Poate începe programul de îndată sau anul universitar următor? Poate să înceapă din semestru 2, pentru că avem nevoie de un semestru să facem selecția. Deci în 2024, undeva februarie, am putea, nu? Am putea, inclusiv cadrele didactice. Să știți că și cadrele didactice trec într-un program de selecție. Cum nu? Așa? Da, sigur că da. Noi depunem de fiecare dată un dosar dacă vrem să mergem în mobilitățile Erasmus, în care avem o serie de criterii pentru cadrele didactice. Sunt stimulați cei care nu au mai fost sau au fost de mai puține ori și tinerii. Primesc un punctaj în plus, colegii tineri, pentru a-i anima și a-i face să participe la acest program. Și doctoranzii? Doctoranzii nu. Numai titulari, cei care au contract de muncă, fie pe perioadă determinată sau normal nedeterminată. Vreau să vorbim puțin și despre candidatura persoanelor cu dizabilități la Erasmus Plus. Sigur. Ce înseamnă de fapt? Că e, pare surprinzător, din punctul meu de vedere, este foarte normal. Nu avem niciun fel de criterii care să excludă. Exact. Niciun fel. Și mai nou, în noua platformă care funcționează, să spunem că funcționează la nivelul Europei, care se numește Erasmus Without Papers, există câteva criterii în plus în care universitățile trebuie să precizeze ce facilități au pentru persoanele cu diferite dizabilități. Până acum nu am primit. Dar universitatea a făcut eforturi minime să asigure accesul în clădiri, accesul la bibliotecă, în săli și dacă va fi nevoie să oferim și alte facilități, dacă vom avea studenți cu dizabilități, biroul Erasmus este gata să
întreprind acele demersuri ca să-i ajută. Deocamdată n-am avut, dar nu există niciun fel de limitare. Vreau să mai vorbim puțin despre experiența asta în altă țară, în sensul că întrebarea este pentru amândoi, cum sunt omologii dumneavoastră din alte țări acolo, în Portugalia, în Georgia, în Turcia, cum sunt ei mai pregătiți, mai neinițiați, au învățat de la români, învață românii de la ei, cum îi vedeți, vă rog? Cred că acest punct de vedere este strict de la persoană la persoană. Sunt studenți și fiecare, în limita de efortului depus, are și un oarecare câștig sau cunoștințe. Suntem toți cu o experiență academică diferită uneori, dar fiind totuși universități, toată lumea a avut cursuri, toată lumea știe cum să facă un proiect. Partea bună e că, datorită selecției Erasmus, mulți dintre ei cunosc engleză, cei ce limitează deja barierul sau trecem peste barierul de limbă. Am avut cursuri împreună cu... Am avut trei tipuri de cursuri diferite la toate trei universități diferite. La cel din Portugalia am studiat împreună chiar și cu studenții de acolo, adică mergeam cu ei la ore și eram în clasă. În cea din Ungaria am avut clase speciale cu studenți de Erasmus pentru că erau ore ținute în limba engleză, iar cel din Georgia, fiind foarte puțini studenți, am avut, practic spus, ore de date cu profesori, care au adus un beneficiu enorm. Biblioteca din Georgia, biblioteca la care ați avut acces, este la fel, mai mică sau mai mare, ca biblioteca de la Suceava? Este o bibliotecă destul de mare, așa, mai ales că... Cu mai multe titluri, cu accesibilitate mai mare... La fel cu laptopuri și cu tot ce ține de calculatoare pentru a putea accesa. Uh-huh. Aveau și stălile de lectură dezvoltate, adică cu tot de ce ai nevoie. Plus că universitatea de acolo a primit și granturi din partea Uniunii Europene, cu ajutorul Ambasadei Statelor Unite. Au multe proiecte pe care ei sunt o universitate care încearcă să aplice la cât mai multe proiecte posibile și să dezvolte cât mai mult universitatea de acolo. Este o universitate destul de veche și de asta încearcă să renoveze cât de mult se poate. Chiar și atunci când eram acolo, erau în lucrări anumite secțiuni ale universității și în ce privește disponibilitatea lor sau dorința lor de a ieși pe plan internațional este foarte vizibilă, mai ales că am avut recent profesori de-ai mei cu care am avut ore acolo, au venit la noi la Suceava, la Săptămâna Internațională. Cum ar fi? Am avut un profesor care a venit, vreți să vă spun numele? E un eveniment organizat de doamna profesoară aici prezent. Da, a venit profesorul Gheorghe Surmanițe, care a avut ore cu mine acolo și venind aici mi-a dat și un mail în dorința de a ne vedea, de a mai discuta posibilitățile noastre, poate cum văd eu ca student posibilitatea de a crea noi parteneriate cu universitățile, deci sunt foarte, foarte deschiși pentru o relaționare internațională. Feedback-uri pozitive imediate, doamnă profesoară. În ce sens? Adică, iată, vine profesorul, proful din Georgia și predă la Săptămâna Internațională, la Suceava, la invitația dumneavoastră, bineînțeles, la invitația facultății, la invitația USB-ului. Nu știu, important este că este aici. Asta înseamnă prestigiu crescut, nu? Al Universității din Suceava. Acest eveniment care se numește Săptămâna Internațională n-a apărut de nicăieri. A apărut dintr-o experiență de ani de zile în care primim un număr mai mare sau mai mic de colegi, atât din țările UE cât și non-UE, la Suceava pentru schimburi Erasmus.
pe măsură ce au crescut, a crescut numărul lor, ne-am dat seama că trebuie să gestionăm într-o altă manieră aceste vizite. Pentru că altfel în fiecare săptămână vine câte unul sau doi. Nu că ar fi o problemă, suntem în Bucovina, deci știm ce să facem atunci când avem musafiri, însă putem face lucrurile mai bune. Din experiența pe care am avut-o, mi-am dat seama că acest tip de săptămână internațională este este o oportunitate de a crea legături, networking, cu universități, atât cu partenerii noștri, cât și ei între ei pot crea și dezvolta parteneriatele. Așa că anul acesta am organizat prima ediție a Săptămânii Internaționale la Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri. Am lansat call-ul încă din ianuarie, pentru că știm că oamenii au programe ocupate și să știe din timp. Sigur, fiind prima ediție, nu ne așteptam să fie un aflux foarte mare. În final, am avut participanți din Bulgaria, Brazilia, Franța, Kazahstan, Georgia, Republica Moldova și Turcia. 15 participanți, însă sunt convinsă că la anul va fi cel puțin dublu. Cel puțin dublu, asta zic. După răsunetul care l-am avut. Da. După răsunetul care l-au avut și după feedback-ul care l-au primit, am considerat și cred că a fost o mișcare inteligentă să fie în acea săptămână cu conferința internațională a facultății, astfel încât profesorii au avut posibilitatea să participe și la conferință, practic cu aceeași deplasare să bifeze două evenimente internaționale și la anul vom face la fel. Dacă ajungem cu bine, vom face la fel. E o experiență cu totul deosebită. Din discuțiile care au fost, am văzut foarte multe lucruri pe care le putem învăța de la alții. Am împărtășit și noi experiența noastră didactică, lucru cu studenții Erasmus, cu parteneriatul, cu mediul de afaceri, inclusiv cu problemele pe care le ridică parteneriatul cu mediul de afaceri în diverse țări. Toată lumea dorește să aibă partener mediul de afaceri pentru că acolo trimitem absolvenții. Și am văzut experiențe bune, probleme, unele similare, altele diferite. Cred că ar fi trebuit să facem mai de mult acest eveniment. Dar mă bucur că l-am început. E bine și acum. Da. Ultimele 5 minute în acest dialog vreau să vorbim puțin mai întâi cu dumneavoastră, cu experiența din Turcia. În anul pandemiei, Turcia alături de Grecia, cel puțin, două țări care au suferit extrem de mult. Ele sunt 99% postate pe turism, câtă vreme au fost interzise deplasările. Crește că a început anul 2021 cu un alt avânt pentru turci. 2022, evident că trebuia să învățați ceva de acolo. 2023, să dea Domnul să fie de acum tot bine, doar că sigur că experiența poate fi adusă acasă. Întrebarea mea este, experiența dumneavoastră va rămâne în România sau veți merge cu ea, cu Erasmus Plus, în altă parte după ce veți termina facultatea? După ce voi termina facultatea, cu siguranță... Fără promisiuni de șarte. Da. Cu siguranță voi rămâne în România, dar nu aș avea nicio problemă să merg în altă țară, desigur. Cred că dacă îți dorești să mergi în străinătate, o poți face, doar dacă îți dorești, dacă ai posibilitatea. Eu, de exemplu, nu aș merge să lucrez în străinătate, deoarece îmi place România, este o țară foarte frumoasă, oamenii sunt frumoși, la fel ca în celelalte țări, desigur, dar... În România sunt cei mai frumoși oameni, eu așa știu. Așa este. Dar odată ce mergi în Erasmus, da, evident, vei avea mai multe oportunități, te vei deschide, desigur, dar în cazul meu este ceva strict personal. Nu aș vrea să merg să lucrez în străinătate. Nu. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru tinerii care se pregătesc acum să își ia, să-și ridice de la secretariatul facultății la care sunteți dumneavoastră masterandă
care ar fi mesajul dumneavoastră pentru ei, pentru ăștia micii care vor să fie studenți în anul întâi? Merită sau nu merită, în primul rând, să intre la facultatea asta, să vină, și doi, să meargă mai departe, să nu se oprească aici, pentru că mesajul e clar, nu este destulă bibliografia recomandată de profesori la cursuri. Consider că este un pas foarte important. În primul rând, trebuie gândit și calculat foarte bine de fiecare în parte. Trebuie, atunci când vii la facultate, trebuie să-ți asumi faptul că o să fii responsabil timp de minim 3 ani să studiezi și să te pregătești de niște cursuri, care nu e chiar așa de ușor, dar își merită efortul. Cât despre Erasmus, cred că toată lumea cu care m-am întâlnit vreodată le-am povestit despre experiența mea și le-am spus că merită totalmente să mergi să vizitezi un alt stat, pentru că, cum a spus și doamna, un vii total schimbat de acolo. Vii cu puțină mai multă experiență, cu pur și simplu viziuni noi schimbate pe care ai putea să le aplici aici la tine acasă. Încercarea greș nu are și chiar dacă stai la dubii, poate te gândești că nu o să reușești, niciodată nu știi. Încearcă măcar să vezi. Încearcă poate aici pe loc, dacă vrei să prinzi puțin de experiența Erasmus, fă cunoștință cu studenții care au venit la noi la facultate. Este un punct foarte important. Dacă vrei să vezi, întreabă experiența pe care o au ei. Pentru că ei, în momentul de față, se află aici la noi. Și atunci, având discuții cu ei, o să înțelegi dacă e pentru tine sau nu. Dar eu consider că își merită tot. Merită să încerci, merită să mergi. Fără nicio frică. Cele trei experiențe Erasmus ale dumneavoastră, experiențe de până acum, spun da categoric facultății și lui Erasmus Plus, căci, din punctul meu de vedere, 4 luni în străinătate ca experiență umană și profesională poate să însemne mai mult decât un an de studii în țară. Da. Poate să fie, dacă știi să le valorifici. Da. Că dacă treci așa ca gâsca prin apă, e mai e rău. Cam greu să treci ca gâsca prin apă în Erasmus. Nu? Nu prea poți. Dar de ce nu poți? Că ai de învățat mult, ai de pregătit. Eu cred mult? Că e o chestie de prestanță. Ai ajuns acolo să nu fii în stare să-ți iei examenele. Ar fi și rușine. Anumite nici nu merge cineva care nu e în stare să-și ia examenele în limba engleză pe diverse... Noi nu judecăm pe cei care mai vin cu câte o restanță. Se întâmplă. Dar vedem efortul la celelalte examene. Și la noi se întâmplă să mai aibă câte un student o restanță. Nu e nimic deosebit. Avem variante în metodologie pentru toate situațiile. Dar dacă chiar nu iei nimic, înseamnă că și noi avem o vină aici în spate. Că am selectat pe cine nu trebuie. Am înțeles. Pentru informații suplimentare puteți contacta Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene, Biroul Erasmus Plus, bineînțeles la Universitatea Ștefan cel Mare, Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene. Pe universității toată lumea știe, pe website-ul ăsta www.relin.usb.ro. Acolo sunt mai multe informații. Și este și în limba engleză, dacă cineva dorește din altă parte. Sau poate pur și simplu să vină la sediul facultății dumneavoastră sau la sediul facultății pe care dorește tânărul sau tânăra să studii să urmeze mai departe din octombrie, între din primele zile ale lunii octombrie va începe noul an universitar, să se informeze și să o ia de pe acum la pregătire, pentru că, nu? Ați spus că are foarte mare importanță și nota obținută să la cursuri. Să știți că noi le prezentăm studenților din anul întâi chiar de la început aceste oportunități, mai ales cei care avem ore cu anul întâi. Iar în momentul în care începe perioada de depunere a dosarelor, asta înseamnă imediat ce trece sesiunea din februarie și începe semestrul 2, adică sfârșit de februarie, început de martie, circa o lună de zile este această perioadă de informare. Biroul de Relații Internaționale face cel puțin o ședință sau două de informare, de obicei acum online, pentru că am păstrat și din perioada pandemiei părțile bune și putem să organizăm online mai ușor decât să-i strângem pe toți într-o sală. Sesiuni de informare, sesiuni Erasmus Plus Open Doors, în care foștii studenții care au fost plecați vin și împărtășesc din experiența lor. Și așteptăm la selecție. Vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat până acum. Mă bucur că, doamnelor și domnilor, ați cunoscut pe unul dintre cadrele didactice al Facultății
de economie de la Suceava, dar cel mai important lucru este exact ceea ce am susținut în discuția telefonică de dinaintea emisiunii, și anume acela că este foarte important pentru cei tineri să vadă dovada vie a faptului că doi tineri de la această facultate de economie de la USV chiar au plecat în Erasmus, chiar au stat acolo luni bune și chiar s-au întors cu note mari și chiar au câștigat câteva sute de euro pe lună, bune sute de euro, mai mari decât bursele de la USV, de la facultatea din Timișoara sau la facultatea din Galați, clar asta. Dar cel mai important lucru este că au și învățat ceva și mai mult de atât, au învățat ceva ce pot aduce acasă, aici unde e nevoie, că de teorie suntem plini. Problema e cu practica și probabil că acești tineri doi, ei mai sunt încă vreo câteva sute la facultate care au terminat mulți dintre ei diverse programe. Cred că pentru părinți este o consiliere sau o recomandare cât de cât rezonabilă. Dacă nu mă credeți și aveți tot dreptul să o faceți, sunați la facultatea de economie de la USV sau la orice fel de facultate de la USV și oamenii de acolo vă vor recomanda diverse specializări. Vă mulțumesc pentru atenție, dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Mulțumesc invitaților, doamnul profesor, domnule student, domnișoară student, vă mulțumesc pentru sinceritate, cred. Și vă doresc succes și răbdare și succes, doamnă, căci e nevoie în Erasmus Plus ca peste tot. Noi vă mulțumim și mai ales mulțumim că prin aceste emisiuni aduceți aceste informații în locuri în care poate nu au acces. Exact. Este vorba despre a vorbi mai multe lucruri despre, iată, o nișă extrem de importantă. Din viața de student. Da. Și poate să aducă foarte multă culoare, poate să aducă altceva. Și cred acel, acea virguliță în plus care înclină balanța într-o parte sau în alta când te înscrii la facultate. Mulțumim foarte mult, dumneavoastră. Mulțumim și noi. Succes și vouă. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până data viitoare, toate cele bune.